Salutare și bine v-am găsit! Numele meu este Codrin și astăzi vreau să vă arăt cum vă puteți activa versiunea 1.41 experimental beta a jocului American Truck Simulator 2. Dar înainte de asta, haideți să vedem care sunt unele din caracteristicile aduse în această versiune. Avem ajustarea timpului și a vremii în modul foto, quick travel, avem o remodelare a statului California, partea întâi, și avem noi iconițe în legenda hărții. Și cel mai important lucru al acestei versiuni este prima variantă de multiplayer oficială, care include următoarele caracteristici. Orice jucător poate să creeze o sesiune de până la 8 player, abilitatea de a avea aceleași contracte împreună de la aceeași companie până la aceeași destinație, sincronizarea traficului, ceea ce pe multiplayerul neoficial nu există, nu avem trafic decât jucătorii și atât, sincronizarea timpului și a vremii, sincronizarea uh, jobs, accesoriile camioanelor, accesoriile cabinei și altele. Și nu în ultimul rând, abilitatea de a comunica cu ceilalți jucători prin radio, Quick Replies sau Text. Să vedem cum putem să ne activăm această versiune. Avem un cod pe care o să vi-l las în descriere, la fel ca și linkul către această pagină pentru a citi dacă doriți tot, toată postarea. Luăm acest cod, mergem în Steam, la American Truck Simulator, clic dreapta, Proprietăți. Beta, introducem codul și dăm check code. Eu am băgat deja acest cod și se vede că mi-a apărut versiunea 1.41, update experimental beta. După care se va face un update de vreo 2GB și putem intra în joc. Odată ajuns în joc, putem observa că în partea de jos a meniului avem două iconițe noi, convoi și quick travel. Cea de quick travel, dacă dăm, apare harta jocului în care putem alege un oraș și contra unei sume de bani ne va uh, teleporta spre acel oraș. Iar cea de convoi. Dacă dăm pe ea, avem un meniu cu serverele în momentul de față care sunt active. Putem intra pe unul dintre aceste servere sau putem să facem noi unul, în care ne putem alege numele, sesiunii, descrierea sesiunii, putem alege o parolă ca să nu intre oricine și doar cei pe care alegem noi. Putem să punem un mesaj de bun venit și putem să ne alegem jucătorii între 2 sau 8 player pe server. În momentul de față, numărul 8 este maxim. Și mai sunt și alte caracteristici pe care le putem bifa sau debifa. De exemplu, traficul. Putem să alegem să avem sau să nu avem trafic în joc. Creăm această sesiune și avem o sesiune de convoi în care, dacă apăsăm pe tab, ne apare meniul chat, pe Y avem chatul din joc și pe Q, Quick Replies, iar pe X avem radio. Și asta este o versiune experimentală, așadar probabil până la versiunea Open Beta se vor mai face câteva modificări. Voi încerca între timp să intru și pe o sesiune cu jucători pentru a vă arăta că totul funcționează ok. Am reușit să intru într-o sesiune cu un alt player. După cum vedeți, traficul este sincronizat. Între mine și el există un camion care se tot plimbă stânga-dreapta. Vremea este sincronizată și la el, din ce știu. Mai sunt mici baguri din ce am înțeles și din ce scrie pe forum în postarea în care o să o las în descriere. cam așa este multiplayerul celor de la SCS. Mai trebuie să vă arăt doar o secundă să mă opresc un pic aici. Meniul principal al multiplayerului. Aici arată toți playerii. Dacă dăm spre exemplu pe playerul care este cu noi în sesiune, putem să vedem cursa pe care o face, de unde și până unde, și putem chiar să și luăm această cursă ca și el, ca să putem merge în același loc. Mai sunt și alte setări, de exemplu, cum să arate trailerul. Dacă creiem noi sesiunea, în partea de jos la setări, avem și când dăm pe fiecare player în parte, putem să îl dăm afară din sesiune, să l banăm și alte opțiuni. Cam acesta ar fi multiplayerul. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine pe multiplayerul oficial al celor de la SCS.